Războiul de pe teren și din tribune dintre Polia și Oțelul Galați a continuat și după fluierul final al meciului care a dus-o pe trupa alb-albastră înapoi în Liga 1. La conferința de presă de după meci, Dorinel Munteanu a început un real tir de acuzații la adresa conducătorului Politehnicii, Cornel Schweitzer, acuzându-o totodată și pe Poli de non-combat în următoarele etape care au mai rămas de disputat din actuala ediție de play-off. Sunt foarte curios și este bine de urmărit cum va juca Poli Iași în următoarele 4 jocuri dintr-un punct de vedere, din acel punct de vedere din care patronul echipei sau, eu știu, sponsor sau ce poate să fie domnul Schweitzer a declarat că vrea să intre braț la braț cu Dinamo acum 2 săptămâni, ceea ce nu mi se pare din partea unui conducător. Asta înseamnă, din punctul meu de vedere, că Politehnica Iași se va preda la jocul Dinamo, la jocul Buzău și așa mai departe. Asta e părerea mea, pentru că este promovat. Imediat după a venit și răspunsul ferm al celui care de un sezon și jumătate ocupă funcția de președinte al Consiliului Director al Politehnicii Iași. Eu cred că m-am comportat civilizat cu Vasile Dorinel. Mă ascund faptul că toată lumea știe că sunt dinamovist, n-am ascuns nimic niciodată. Dacă vă uitați în istoricul meu, în confruntările cu Dinamo, când am, unde am fost, că a fost la Botoșan, că a fost la Iași, că a fost la Șepși, tot timpul am abordat jocurile cu maximă seriozitate și am ieșit foarte multe ori, am ieșit învingător, chiar cu Leo împreună. Nu e asta, vom juca, e clar, până la... Clar, sunt unii jucători care au evoluat mai mult, mai puțin, noi o să jucăm cu seriozitate până la ultima etapă. Nu vreau să mai comentez pe această temă. Eu am declarat, e adevărat, din vară, cât la colegii dumneavoastră, că mi-aș dori o revenire a Politehnicii împreună cu Dinamo. Nu ascund faptul ăsta, e o declarație a mea oficială, care nu mă dezic de asta. Dar sunt lucruri care e părerea lui și nu vreau să mai comentez. În momentul de față, între Oțelul Galați și Dinamo București există o distanță liniștitoare de 6 puncte, iar gălățenii se vor confrunta cu jucătorii din Ștefan cel Mare pe teren propriu peste 2 etape. O eventuală victorie în fața elevilor lui Ovidiu Burcă le-ar asigura oțelarilor liniștea în ceea ce privește promovarea.